Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 8 noiembrie 2022. Asimilează cuvântul și apoi transmite-l. Du-te și spune poporului acestuia. Isaia 6, versetul 9. Când ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, este foarte ușor să-ți pierzi echilibrul și să ajungi să-ți placă lucrarea Domnului mai mult decât Domnul lucrării. Domnul Iisus i-a chemat pe ucenici la El. Apoi i-a trimis de la El în lume. Puterea de care ai nevoie pentru a reuși în misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu vine din timpul petrecut cu Domnul, nu cu oamenii. Într-o zi, Domnul Iisus i-a luat pe 3 dintre ucenicii Săi și i-a dus pe muntele schimbării la față. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața Lui a strălucit ca soarele și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. Am citat din Matei 17, versetele 2 și 3. Petru a fost atât de încântat și de uimit de această experiență, încât a spus, citim în versetul 4, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe. Petru a vrut să rămână acolo. Dar Dumnezeu a vorbit din ceruri și a zis, în versetul 5, Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. După această experiență, Domnul Iisus a coborât cu ucenicii de pe munte și au început să-i slujească pe cei nevoiași. Este bine deci să ai experiențe pe munte cu Dumnezeu, dar nu poți rămâne acolo. La poalele muntelui există o lucrare de făcut și noi am fost chemați să o împlinim. Trebuie să existe un echilibru între asimilare și dăruire. Odată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor și avea privilegiul de a vedea slava lui Dumnezeu. Ce onoare! Dar restul anului, el stătea afară slujind poporul. După o întâlnire cu Dumnezeu, în timpul căreia toată clădirea s-a cutremurat, profetul Isaia a strigat, în Isaia capitolul 6, versetul 5, Vai de mine, sunt pierdut! Atunci Dumnezeu i-a atins gura cu un cărbune încins de pe altar și a spus, în versetul 9, Du-te și spune poporului acestuia. Înțelegi ideea? În prezența lui Dumnezeu te încarci spiritual și așa vei putea să spui și altora.